Salut și bine te-am regăsit pe canalul meu. Numele meu este Asmina și pentru luna decembrie îți propun o serie de 4 videoclipuri în care să realizăm felicitări de Crăciun. Pentru astăzi, pentru că mi-a plăcut foarte mult efectul acuarelelor Roman Small pe hârtie Archies, îți propun să le folosim. Am ștampilat o scenă cu șoricei care cântă colinde de Crăciun. Este o ștampilă Penny Black. Dacă nu mă înșel, am luat-o de pe Simon Says Stamp, care e un fel de magazin online, un mall online cu multiple firme, da, care își vând acolo produsele. Ce să spun, încearcă și la noi, încearcă pe Complex Art sau pe Craft Mall. Dacă te interesează să achiziționezi o ștampilă, nu neapărat exact aceasta, asemănătoare, dar cu scenete de Crăciun, cu siguranță vei găsi cu copilași, cu ursuleți, cu iepurași, cu orice. Nu trebuie să fie fix aceasta. Am ștampilat cu ștampilă cu tuș pe bază de apă, pentru că se va pierde conturul când vom folosi acuarele. Și să începem. Îți spuneam că folosim paleta Roman Small. Am un videoclip, un unboxing special cu aceasta și mai am un videoclip în care facem niște experimente cu acuarelele Roman Small pe diferite tipuri de hârtie. Eventual, uită-te și acolo. Îți spuneam că am luat un gri foarte interesant. Acum o să pocesc numele, că e foarte complicat. Precibis is Grey, ceva de genul. E un gri care e duocrom, practic culoarea scindează în gri și violet. Și voi folosi această culoare pentru a face șoricei. Îți spuneam și în videoclipul cu experimentele cu acuarelele Roman Small, hârtia Archies mi se pare extraordinară. Aveam, dacă ține să crezi, un bloc, dar nu l-am folosit până acum, l-am de 2-3 luni. E hârtie 100% bumbac, doar că nu am găsit de 300 de grame, e de 185 de grame. Am fixat hârtia de acuarelă cu niște bulinuțe de lipici pe suprafața de lucru pentru a nu se ondula. Dar modul în care hârtia pătrunde, acuarela pătrunde imediat în hârtie, da? Dar totuși rămâne udă hârtia, nu se usucă și ai mai mult timp de lucru, o face extraordinară pentru lucrări mult mai complexe. Nu ca aceasta. Aceasta va fi o lucrare simplă, într-un singur strat. Nu o să creăm efecte speciale. E un proiect amuzant de Crăciun și pentru relaxare și practic, în sensul că rezultatul îl poți folosi, și anume felicitarea, pentru a da o atașa cadoului de Crăciun sau efectiv îți poți face un set de felicitări care să reprezinte cadoul în sine. Cred cu tărie în faptul că nu se compară niciun cadou cu cel făcut manual. Unicitatea și valoarea lui sentimentală sunt de neegalat de cadourile din comerț. Asta e părerea mea. Terminăm imediat cu șoricei. Așa, în același unboxing îți spuneam că mi-am luat și pensule Silver Black Velvet. Au un vârf extraordinar de subțire care îți permite lucru cu detalii mărunte, deși aceasta este un numărul 8.
Sunt foarte încântată de ele. Acum o să punem odată cu culoarea pielii, facem interiorul urechiușelor, pot să folosesc și un roz deschis. Și o să adăugăm niște pete de culoare. Toți au fulare, mânuși și fiecăruia în parte am să-i le fac de o altă culoare. Acesta are un fular roșu. Și acesta la fel. E foarte mărunțică această poză și atunci folosesc culorile ușor diluate ca să nu acopere detaliile prea mult. Okay. Și mănușelele lui. Bun. Apoi să vedem cu verde. Niște mănuși. Mâneca lui și a lui și cu albastru. Apoi să iau niște sepia, facem papucei. Chiar dacă mai fug culorile, nu e o problemă. E foarte mărunțică imaginea și până la urmă mi se pare interesant acest aspect neîngrijit, impresionist de acuarelă. Dar hârtia, sau tot meritul, este al hârtiei. Ok. Apoi cu un albastru cobaltil facem ochelarii și facem un suport. Da? Facem niște umbre jos să nu pară că stau așa în aer. După care o uscăm. Și cu un liner negru voi trasa din nou contururile pentru că unele din ele s-au pierdut, s-au dizolvat în apă.
multe detalii mărunțele. De asta aspectul ăsta neîngrijit, schițat, face ochiul privitorului să fie mai iertător și atunci, dacă ești prea exact și e o mică greșeală, e mai vizibilă. În modul acesta se maschează. Ok, aceasta ar fi imaginea noastră. Acum, până să încep să filmez, eu am mai făcut încă 3. Am de gând să le decupez cu o matriță cu marginea da, care imită cusătura. Aici. Pregătesc suporturile felicitărilor și revin să le asamblăm împreună. Ok, am decupat ce am pictat cu acea ramă despre care vă spuneam, cu marginea tip cusătură. Am decupat și o bucată de carton. De data aceasta o să avem o felicitare în format landscape care se deschide în lateral. Suportul, ca de obicei, e puțin mai mare decât frontul felicitării noastre. Și am mai decupat un cerc pe care am imbosat cu praf de embosare auriu Have a Warm and Cozy Christmas. Și acum să le asamblăm. Folosim bandă dublu adezivă cu burete. Am să tai două bucăți mai lungi și una mai scurtă. Pe cea scurtă am să o pun din start pe bulina noastră cu mesajul, iar pe cele mai lungi am să le tai în două, pe lungime. Și am să vă arăt cum le lipesc eu în cazul în care am o formă dreptunghiulară sau pătrată. De obicei colțurile nu vor să stea și atunci punem una vertical și una orizontal, alternând la colțuri, da? Astfel încât toate vor fi bine lipite. O centrăm să fie cât de cât la aceeași distanță față de fiecare margine. Iar mesajul, pentru că șoricelul din partea stângă e puțin mai înalt decât cel din partea dreaptă, am să îl pun acolo. Ok. Și celelalte felicitări. Modelul e același. M-am jucat puțin cu intensitatea culorilor. Da? Avem încă un set de 4 felicitări frumoase, inedite, de Crăciun. Sper că ți-a plăcut acest videoclip. Dacă da, lasă un like, subscrie la canal dacă n-ai făcut-o până acum. Și stai aproape, urmărește toată seria cu cele 4 episoade de felicitări și micile surprize pe care ți le-am pregătit pe lângă ele în perioada ce precede sărbătorile. O zi frumoasă îți doresc!